Și zi și ziua lui tata, așa că, tata, la mulți ani, te iubesc, să fii sănătos, la tot ce-ți ce dorești. An, tata Uite, bă, Câta vezi cum are sufletul, exact cum e vremea de afară, băi, ciucă. Vreme bă, frumoasă, bă, suflet, suflet bun, tata, te iubesc din toată inima, la mulți ani. 72 de ani a făcut tata astăzi. Doamne, ajut. Doamne ajută! Doamne ajută, asta zic și eu. Aici în platou, însă oameni buni, să știți că vor fi mai multe grade, tensiunea va crește, pulsul va exploda, pentru că urmează cea de-a doua probă din competiția la măruță, alegi primul războinic. Competiția în urma căreia unul dintre concurenți va primi imunitate o săptămână, iar ceilalți vor intra la vot. Mai multe detalii în foarte scurt timp aici la emisiunea noastră. Până atunci vreau să spun că Cristina Joia, super arhitecta de la Visuri la și-a pus pe masă la podcastul Acasă la Măruță acum câteva zile și a vorbit despre divorțul ținut în secret. Ieri, să știți că a fost încărcat podcastul pe canalul de YouTube Acasă la Munță, unde puteți să dați subscribe, nu vă costă nimic, iar colegii mei au ales câteva momente unde Cristina atinge un subiect extrem de important din viața ei, iar aceste momente vrem să le vedeți și dumneavoastră, o femeie extraordinară, Cristina, și extrem de caldă și de bună, vorbind despre un lucru atât de sensibil. Oameni buni, astăzi la podcastul da. Acasă la Măruță o cunoaștem pe doamna Joia uh, altfel, adică o cunoaștem da. uh, cu toate problemele și cu toate lucrurile prin care a trecut prin viață. Foarte fai. Mi-aduc aminte că am citit undeva că ai fost în America da. și te-ai întors din America după 8 luni stat acolo pentru că iubeai pe un tip pe care îl cheamă Bogdan, da. exact cum îl cheamă pe soțul tău. Da, fost soț. Poftim? Fost soț. Cum fost soț? -soț. Nu mai ești măritată? De când? Uh, nu că nu știu, dar am cum să, cum să cum să zic Se despre asta. Ești divorțată? Da. da. Și s-a întâmplat chestia asta? S-a întâmplat în urmă cu un an jumătate, um, în mai, anul trecut. Anul... Deci da. un an jumătate. Da. Um, și am ales să nu vorbesc despre asta pentru că mi s-a părut, în primul rând că am avut eu nevoie de un timp să, să procesez ce se întâmpla, ce ni se întâmpla și apoi n-am știut cum să, adică m-am gândit că e mult mai bine, recunosc că m-a speriat foarte mult și tot ce s-a întâmplat atunci cu nasul și mi se părea ceva atât de intim și care ținea de mine și de oamenii dragi încât nu am vrut să și eram și într-o stare foarte fragilă atunci, adică n-aș fi putut să, de să vorbesc. De cât timp erați căsătoriți? De 14 ani, adică se, dacă mai așteptam, nu știu, două săptămâni, ceva de genul, se făceau 14 ani de la adică căsătorie. Adică te-ai divorțat cu două săptămâni înainte, să cu înniversat, 14 ani de căsătorie? Da, da. da, da. da, da, da. Păi cum s-a întâmplat treaba asta, știi? Pur și simplu, oamenii evoluează diferit și se duc pe, pe căi diferite, și la un moment dat își dau seama, la un moment dat unul din cei doi poate este mai conștient sau mai conectat cu sine și își dă seama că, băi, eu nu mă mai regăsesc în povestea asta, nu mă mai regăsesc în relație și vrea să plece. Adică este și celălalt, adică întotdeauna există unul mai ancorat în realitate decât celălalt, din păcate. Tu ai vrut atunci... să pleci sau el a vrut să plece? <laughs> um... <coughs> dar nu vreau să, să sună așa ca o vină. El, el a vrut să plece, dar pentru că asta nu mă face pe mine mai puțin vinovată. Adică faptul că eu nu am realizat um, că s-a ajuns, adică nu am realizat atât de acut că s-a ajuns în punctul ăla, asta nu înseamnă că el a fost uh, cumva călăul. Nu, el a fost cel care a fost mai realist, ca să spun așa. Adică a pus punctul pe ei, dintre da. noi doi. Tu conștientizai că ești într-o relație care nu funcționează sau tu nu vedeai treaba asta? Uh, nu pot să spun că nu vedem, vedeam, pentru că, evident, lucrurile astea nu. Adică, știi cum e? Fisurile astea nu apar, uite cum sunt pe masa asta, dar nu apar în peste timp. noapte. Da, apar în timp, apar în timp. Doar că fiecare are, are un mod diferit de, de a lucra cu ele. Și dacă, cum să zic, dacă la un moment dat, pur și simplu, îți dai seama că nu mai ajungi la celălalt, unul poate se refugiază în muncă, celălalt se simte poate din ce în ce mai deconectat și nefericit. Deci, eu cumva. Cred că am greșit și, în practic, probabil că și acesta este motivul pentru care, adică din perspectiva asta vreau să abordez povestea asta, este că o căsnicie, o relație, nici nu contează acte, neacte, până la urmă o relație de lungă durată, orice relație, nu este ceva ce se întâmplă, adică nu poți să te vezi a doua zi și să spui că gata, suntem într-o relație, știi? Și așa cum ea se construiește, ai așa și se... Știi, se se, se dărâmă se în timp, dar se dărâmă încet, pe nesimțite, știi? cu un moment în care celălalt ți-a spus ceva, dar tu erai, nu știu, atent pe laptop, făceai nu știu ce proiect, cu un moment în care tu ai vrut să nu știu ce și celălalt a zis, lasă că altă dată, sau adică momentul în care nu mai ești atent la nevoile, adică celuilalt. Și mie mi se pare așa că fiecare este o entitate și există și a treia entitate, respectiv relația. Și dacă cei doi nu lucrează la, la relație, dar în fiecare zi, și nu prioritizează relația, lucrurile alea n au cum să țină doar dacă cei doi se iubesc. Că de iubit n-am iubit foarte mult. Și asta este o, e o lecție pentru poate cei care ne-au ascultă, că nu, iubirea nu de ajuns. Chiar nu e. Sunt foarte mulți oameni care poate, nu știu, la primul hop zica divorțez, nu e clar că nu, nu ce, divorțez, nu e așa. Adică dacă, dacă acolo au fost o legătură și oamenii s-au iubit, divorțul este absolut cumplit. Așa a fost și pentru tine? Da. Da, chiar a fost. Adică da. Și? Se simte ca o moarte. Fix, pentru că, realmente, este o moarte. Este moartea a ceva ce a fost hrănit și a fost viu și frumos foarte, foarte mulți ani. Adică, ce putea face altceva decât lucrul ăsta? Adică, el consideră că nu mai avea altceva ce să facă decât asta. Și că, în timp, în timp, voi mă voi reclădi. Pentru că știa că sunt un om puternic, știa că, la un moment dat, o să fiu bine. Ai suferit și... mult? Da. Încă mai suferi? -ă, nu atât de mult, dar nu cred că e ceva ce trece. Cred că ți ia mult timp. Dar de din Eu nu cred. e sinceră? Nu cred că sunt vindecată 100%, dar sunt în acest proces. Adică, eu am făcut niște. chiar am făcut niște pași extraordinari. În primul rând, că pot să vorbesc despre asta. Mie mi se pare genial asta. Acum un an n-aș fi și ți am povestit. Adică, am ales să țin asta și să nu vorbesc despre asta, pentru că mi se... odată că mi se părea că e ceva prea intim. Și doi, nu, nu aș fi putut să fac lucrul ăsta, pentru că, știi cum e, familia nu-s doar eu. Și atunci, eu trebuie să le dau posibilitatea sau să le respect, să zic, intimitatea și limitele. Adică nu e normal ca cineva, dacă să zicem că cineva a expus public într-o familie, ceilalți să... Poate n-au ales expunerea asta și atunci nu e fair pentru ei. Eu cred că căsătoria, prost înțeleasă, când că noi eram și foarte mici când am căsătorit, adică eram așa, dacă nu vezi fețele, ce fețe aveam la nuntă. Eu cred că pune... O... Da, da, dar aveam niște fețe... <laughs> uh, ideea este că pune o presiune ai sentimentul că omul ăla ți aparține. Nu există. Oamenii sunt suflete, sunt energie. Nimic nu-ți Eu când le aud, știi, pe femei, vai l-am sunat pe al meu. Să mortul că l-ai sunat pe al tău. Da. Nu e al tău. <laughs> adică, da. nu e al tău. Da, da. Alege, adică, de fapt, mesajul este că omul ăla alege în fiecare zi să fie cu tine. Și dacă nu-i dai motive suficiente să aleagă, la un moment dat alege să nu mai fie cu tine. Și este dreptul lui orice om să naște, ne, murim, ne naștem și murim singuri. Avem dreptul să fim fericiți. Și unde te vezi așa în următorii ani? Sunt așa okay. mai multe direcții. Um, vreau să continui să pictez. Aș vrea să Poate am Poate să o galerie ai mai mult timp, timp, timp pentru exact, tine să pictez. Da, da, da. să călătoresc, să expun în galerii din afară. Vreau să. Tu te auzi? Vreau să, da, știu. Vreau să am și. Uh, adică să pot să extind, cum să zic, biroul de design și să. Am okay. colegi. De, extinderea biroului de design da. înseamnă muncă. Da. Dar să călătorești și să ai da. timp să pictezi, cred că înseamnă mai multe ore libere. Da, știu. Și cum o să faci asta? Nu știu. Toată lumea știe așa, că ești un designer foarte, uh, foarte fain și foarte atent și uh, foarte căutat. Pe deci ceară, atent la detalii. Da, atentă la detalii. <laughs> și spunem cum, cum e, câte ore stai pe șantier? Când te duci la un proiect? Cum e un proiect? Cum e viața ta așa? Adică e un proiect de la zero? Da, depinde, depinde de spațiu, dar de obicei îmi place să iau proiectele de la zero pentru că ai, poți amprenta tu totul, adică poți gândi de la bun început. E mult mai greu să corectezi anumite chestii făcute, nu știu, de alți oameni sau de dezvoltatori decât să iei tu un, un proiect da. de la zero. Și te duci și de multe ori nu există, nu știu, nu sunt geamuri, nu sunt instalații, deci te duci la gri. Ai practic un șantier, și, a -și o casă așa place fără la tot, da, nu? da Pentru da. că poți să spui tu amprenta. Da. La tine acasă dar, ai făcut tot așa cum îți dorești tu, după sufletul tău? Sau e pe principiul ăla? Cizmarul nu are pantofi, grădinarul nu are... Ăla. Normal că e pe principiul ăla. Okay. Nu, am, încerc, am, încercat, dar a fost dificil pentru că e, când ești pe șantierele altora, te lași pe tine la o parte și la un moment dat chiar trebuie să faci lucrul ăla și poate nu ești prezent când se montează chestia aia, știi? Și ei știu că tu ești plecat și Adică... ești genul de om care întotdeauna se lasă el la o parte ca să-i facă pe ceilalți fericiți. Încerc să depășesc mă de